invitatul emisiunii Arcade este domnul Sorin Baraban. Deși s-a născut la Debac, fotbalul a făcut cunoștință la FC Megalați, primele noțiuni primindu-le de la antrenorul Dumitru Oprea, pentru că apoi, timp de 4 ani, să îl aibă ca dascăl pe Zoltan David. A fost chemat să joace în lotul de juniori, alături de Balaci, Cămătaru, Lupău, Chitaru. A jucat pe stadioane precum cele din Geneva, Tel Aviv, Zurich, Viena și Paris. A evoluat ca mijlocaș ofensiv, marcând peste 80 de goluri, din care 22 în divizia A. Jucătorii pe care domnul Baraban i-a antrenat au fost Iulian Apostol, ce activează la Ursiceni, Alexandru Burceanu, Adrian Rocotan, Ionuț Bosean, Daniel Bărbădean și Bogdan Gavrilă. În prezent, domnul Baraban este profesor de educație fizică al Liceului Tehnologic Paul Dimon, dar totodată antrenează juniori în campionatul republican de 13 ani și este președintele Asociației Fotbal Club Sorin Baraban. Domnul Baraban, la ce vârstă ați început să jucați fotbal? Din fragedă pruncie, la vârsta de 5 ani, am început să iau contact cu balonul rotund, datorită faptului că am avut un model în familie. Modelul din familie era părul meu, fost mare fotbalist, Rosnai Padalberg, care a jucat pe rând la FC Baia Mare, la Jiul Petroșan și ulterior a fost contactat și luat de Dinamo București, ajungând să fie golgeterul României. Deci, din familie, pasiunea asta mi-a inoculat pasiunea pentru fotbal, care a rămas și până în, și astăzi și va deveni permanent. Cum ați reușit să îmbinați școala cu pasiunea vieții dumneavoastră fotbalului? Pentru mine a fost foarte greu, pentru că în anii copilării, atunci când toți tinerii s-au bucurat de plăcerile copilăriei, care nu sunt puține, am reușit să mă organizez foarte bine, să aloc un timp egal atât învățatului cât și sportului. În speță sportul cu balonul rotund, adică fotbalul. În fiecare zi participam la antrenamente, deci ca să reținem fiecare zi, făceam câte 2-3 ore de antrenament, începând cu vârsta mai târziu, pe la 8-9 ani, când eram într-o grupă la clubul FC Dunărea Galați și după ce veneam de la antrenament, m-am de învățat. Învățam până seara târziu. Deci, ca să sintetizez, am fost foarte dedicat și în fiecare zi, cum spuneam, luam act de tot ce se întâmpla în jurul meu. Nu aveam ore de joacă, deci îmi petreceam timp numai la antrenamente și veneam acasă și învățam până seara târziu. Care au fost rezultatele obținute pe plan sportiv? Rezultatele obținute pe plan sportiv nu sunt puține. Începând cu 1974, am debutat în divizia la fragedă vârstă de 16 ani. Atunci când eram elev la Liceul Vasile Alexandrei, am făcut Liceul Vasile Alexandrei între 1972-76, fiind absolvent de LVA. Deci era foarte greu, era foarte mult de învățat și îmi dedicam timpul atât învățatului, cât și în paralel, cât și fotbalului. Atunci am debutat în prima divizie, deci spuneam la vârsta de 17 ani, la un meci UTA Arad, FC Galați, unde am avut colegi de echipă pe vestitul Dan Cue din lotul național de juniori, de lotul național al României, care a participat la campionatul mondial din Mexic, pe Sărceanu de la Dinamo, Luculescu de la Politehnica Iași și alții. Care au fost antrenorii care v-au marcat cariera de jucător? Antrenorii care mi-au marcat cariera au fost
la doi mă gândesc, în primul rând Gheorghe Constantin, care a fost fotbalist la CCA, actuala Steaua, deci Casa Centrală Armatei, de vremuri, și a fost component al Naționalei Uniei de Seniori, Gheorghe Constantin, și m-a antrenat la Galați 2 ani de zile. După ce Gheorghe Constantin a plecat, am avut șansa și onoarea, în același timp, și plăcerea să am, din punctul meu de vedere, pe cel mai mare antrenor al României din toate timpurile, Constantin Chiașcu, cu care am lucrat 4 ani. Dar dânsul era și antrenorul Naționalei României. De unde știu că a fost cel mai mare antrenor? Chiar Mircea Lucescu, mare antrenor ai României, și Pui Iordănescu, care este de supranumit antrenorul secolului, au spus despre Constantin Chiașcă, care l-au și avut antrenor, că este o capacitate intelectuală ieșită din comun. Care au fost modelele fotbalistice care v-au impresionat în mod deosebit? Ca modele fotbalistice am fost contemporan cu cei mai mari fotbaliști ai României din toate timpurile. Aici vreau să iei număr, 6-7 la număr, dintre care Dobrin Nicolae, care era supranumit și prințul din Trivale, care a jucat la FC Argeș, a și câștigat campionatul în 1979, învingând pe Dinamo la București cu 4-3. El fiind cam la fiecare meci cel mai bun de pe teren. Ilie Balaci, cu care am fost și am avut șansa și onoarea să fiu coleg la Lotul Național de Junior și apoi la Lotul Național de Tineret al României, cu care am fost în foarte multe deplasări în străinătate. Și apoi Marcel Răducanu, care a fost jucătorul anului în România în 1980, după aceea a plecat în Germania și a fost jucătorul anului în 1982 și 83, fiind român, ales cel mai bun fotbalist din Bundesliga. Apoi vreau să menționez și pe Iordănescu, împotriva căruia am jucat multe jocuri, Liță Dumitru, Radu Nuweiler și, nu în cele din urmă, cel mai mare vârf al tuturor timpurilor, Florea Dumitrache, care m-a înscris gol Braziliei în campionatul mondial din Mexic, când am pierdut 3-2. Mai țineți legătura cu unii dintre aceștia? Deci, cu 3 din 3 nu mai am cum să țin legătura, că au plecat dintre noi. Dumnezeu să ierte. Și cu ceilalți țin legătura permanent, telefonic. Sunt în alt oraș. Ce regret aveți ca jucător de fotbal? Ca jucător de fotbal am mare regret că am refuzat pe rând echipele mari ale României, cum erau Steaua, Dinamo și Universitatea Craiova. De ce le-am refuzat? Pentru că chiar atunci, în anul acela, când am fost ofertat de către aceste echipe, am intrat la facultate, eram anul întâi și efectiv mi-a fost frică ca să plec în altă parte. Atunci mi-am întâlniat și familia care este de fapt celula de bază a societății. Ați putea să ne împărtășiți o întâmplare amuzantă? O întâmplare amuzantă chiar vă împărtășesc, mă gândesc permanent la această întâmplare. Eram executantul loviturilor de la 11 metri, penaltul. La Galați, într-un meci cu Dinamo București, fiind campion în acel an, Dinamo, jucam la Galați și antrenorul meu, care era Constantin Chiașcă, despre care v-am relatat, fugea permanent în tunelul stadionului. La stadionul Dunăre este un tunel. Și îl întrebam, Neatite, de ce te duci în tunel? Și că nu suport emoția ca să te văd cum te execut și poate ratez. Zic, și îi spuneam, Neatite, nu, o să stai aici să observ, că sigur este gol. Și nu erau puțin spectatori din bune, erau 30.000 de spectatori la fiecare meci, nu numai în prima ligă, ci din Liga a doua. Liga a doua, care pe vremea mea, dacă ar fi să compar cu Liga 1 de acum, era peste Liga 1 de acum. Ce rol a avut familia în care era dumneavoastră? A
avut cel mai important rol, familia, că m-au susținut permanent, mi-au dat încredere, mai ales că plecam în cantonament, deci noi făceam cantonamente de luni până duminică. Deci, 7 zile de săptămână. Veneam, jucam meciul, stăteam seara acasă duminică și după aia plecam din nou în cantonament. Plecam la Timișoara, plecam unde aveam meciul. Arad, Oradea, în toată țara. Cluj, când eram în prima linie. Când eram în Liga a doua, făceam cantonamente de miercurea, dar tot foarte multe zile. Mai ales că jucam până apropiere, Bacău, Piatra Neamț, asta era zona unde se desfășura competiția. Acestea erau în timpul școlii? Erau în timpul școlii și am avut o înțelegere din partea tuturor cadrelor didactice, mai ales că făceam în altă performanță. Care au fost echipele care v-au ofertat? Cum v-am mai spus, au fost Steaua, Dinamo Craiova și FC Olt. FC Olt fiind FC Scoricești, unde, vreau să subliniez, era antrenor Florin Halagean, care era tot un formator de echipe. El a format echipa Steaua, care ulterior a fost campioana Europei, încununată ca și campioană a Europei. Acolo îi aveam colegi pe Pițurcă, Marele Pițurcă, antrenor naționale, pe Alexandru Nicolae, Iamandi, Bărbulescu, deci doi dintre Pițurcă și Bărbulescu, ulterior au fost luați de Steaua București și antrenați, când a plecat și Florin Halagean la Steaua. Deci ăsta e și regretul meu, că puteam să prind Steaua Sevilla 86 și nu se știa. Poate făceam parte din acea echipă. De ce ați ales cariera asta de profesor? Am ales cariera de profesor pentru că îmi place foarte mult să lucrez cu copiii. Atât pe plan profesional, cât și după aceea pe plan sportiv. Și m-am dedicat, trup și suflet, cu lucru cu copiii. Este, după părerea mea, dacă m-aș întoarce timp să mai fac, să-mi aleg o meserie, ar fi tot acea de dască de profesor. Ce rezultate ați avut pe plan sportiv la nivel de învățământ? La nivel de învățământ, țin să menționez că în 1994, anul campionatului mondial din America, am condus echipa liceului Auto până în finala pe țară. Dacă am fi câștigat finala, am jucat cu Aradu, am fi plecat o delegație de 100 de persoane în America la campionatul mondial. Din păcate am fost învinși cu 2-0 în regie, în deschiderea finalei Cupei României dintre Universitatea Craiova și Gloria Bistrița. Deci am pierdut cu 2-0. Deci am ieșit vicecampion național atunci la Lazio. Apoi, în 2005, am condus echipa școlii gimnaziale numărul 28 la turneul final și am luat medaliile de bronz, deci locul 3 pe țară, cam din 6.000 de școli generale, cam atâtea, 6-7.000 chiar care sunt în România, să iei locul 3, o locul 3 este o performanță cât de cât. Și cel mai bun rezultat a fost cu echipa liceului Paul Dimo în 2009, când la faza națională la Roma am luat locul 2 pe țară, fiind vicecampion național, cu părerea de rău că atunci, când conduceam cu 2-0 la pauză și ne-am spus băieților, fiți foarte atenți că acest rezultat este cel mai periculos. Și așa s-a întâmplat, am pierdut 3-2 în final. Dacă nu pierdeam, eram campion. Deci, de două ori vicecampion național, învățământ, și odată medalia de bronz. Am văzut că ne-ați prezentat aici niște cupe. Ne puteți spune unde le-ați câștigat, măcar? Aceste cupe au fost câștigate de echipa liceului, echipa de fotbal a liceului, pe plan local, la Galați, deci fiind câștigătoare, apoi pe, la faza zonală, tot locul întâi, și ne-am calificat la turneul final, unde o singură dată, cum după cum am spus, am luat locul 2. Timp de 10 ani, vreau să menționez că timp de 10 ani am echipa liceului Paul Dimo, a fost cea mai bună echipă a Galațului și am luat permanent locul întâi. Și la alte licee, fiind jucători,
foarte talentați, care erau antrenați în cluburi sportive deosebite, la Oțelul Galați, la Dunărea Galați și așa mai departe. Mai reușiți să găsiți talente în rândul elevilor? Este o vorbă după care mă călăuzesc. Caută și vei găsi. Sper, eu caut în continuu și sper să găsesc măcar la jumătatea valorii din jucătorii care am scos, și anume Iulian Costor, Bogdanu, Rocotan, Gabriel Bogdan. Este foarte greu, dar nu e imposibil aceasta, datorită faptului că au dispărut Maidan de joacă. Deci totul este îngrăditat. Părinții trebuie să plătească totdeauna când intră undeva copiilor ca să se joace. Deci nu este posibil așa ceva. Trebuie să construite stadioane unde să-și desfășoare activitatea sportivă toți copiii. Ca antrenor, ce jucători ați pregătit pentru performanță? Ca antrenor, pentru înaltă performanță, răspund înaltă performanță pentru că 5 din jucătorii mei au ajuns să fie coordonatorii naționale României. Și aici amintesc pe Iulian Apostol, care a fost coordonator României, la, fiind antrenor Răzvan Lucescu, care acum observăm că ia campionatul, este un antrenor foarte bun în Grecia, cu Paok Salonika. Deci să fii, să joci la Răzvan Lucescu, să fii un geniu la mijlocul terenului, așa le spune la coordonator, geniile de la mijlocul terenului, este mare lucru. Dar având la dispoziție cu Iulian Apostol permanent, în fiecare zi făceam o oră, câte o oră după fiecare antrenament și eu numai pierd cu, ulterior cu Alexandru Borceanu, Adrian Rocotan, care au fost și titulari naționale României de seniori. De ce ați ales să antrenați în ultimele, două decenii numai copii și juniori? După cum vă spuneam, ca și prin faptul că am ales și meseria de profesor, am ales să antrenez copii și juniori. După părerea mea, sunt cei mai sinceri. Mai târziu la seniori intervine factorul material care lasă de dorit în ziua de azi, pentru că nu se mai face din pasiune la nivel de senior. Copiii special, toți copiii vor să se joace. De fapt, este o jocul de fotbal, este o joacă. O joacă care o faci din plăcere și o faci din pasiune. Când o faci din plăcere și pasiune, atunci vei avea ulterior rezultate foarte bune. De ce este pe cale de dispariție fotbalul în Galați? Părerea mea că dispărând Oțelul din prima ligă și ulterior din Liga a doua, anul acesta văd că nu mai au o șansă să intre în Liga a doua. Era o oportunitate mare. Cu toate eforturile pe care le fac notabilitățile orașului, copiii, datorită tehnologiei, îmi pare rău să spun chestia asta, tehnologii avansate, moderne, calculatoare, telefoane și așa mai departe, știți despre ce e vorba, la ce mă refer, alocă un timp foarte scurt jocului, modului de a se juca. Deci, ieșirii pe Maidan, unde am spus că au cam dispărut. Deci, efectiv, nu mai au unde să crească copiii ca jucători. Și sunt sceptic cu fotbalul în orașul Galați. Cum ați promovat fotbalul la nivel european sau mondial? Am promovat fotbalul la nivel european, cât și mondial, participând la turneul mare anvergură. Și anume, pe Coasta de Azur, în 1975, am fost la turneul internațional de fotbal european de la Monaco, unde cu largă participare a 16 echipe. După aceea am fost la Tel Aviv, în Israel, la un turneu internațional, deci în Europa, în Orientul Mijlociu, în Liban, și Orientul apropiat și Orientul Mijlociu și în îndepărtata China și Coreea în 1978, turnee tot la fel de mare anvergură. Ce personalități ați întâlnit în cariera dumneavoastră? Una din marile personalități pe plan sportiv, de fapt cea mai mare personalitate întâlnită de mine a fost
domnul profesor Ștefan Covaci, care a antrenat Ajaxul. Ștefan Covaci, care este de origine română, dar era stabilit în Olanda, antrenând Ajaxul și ulterior, antrenând Naționala Franței. Am avut plăcerea deosebită, în 1975, când am fost loc național cu colegii mei, Cămătarul Balaci, la Monte Carlo. Ne-au așteptat pe aeroportul din Nisa, care e la 15 km de Monte Carlo, domnul antrenor Ștefan Covaci și am rămas cu toții surprins și plăcut. A venit cel mai mare antrenor, de fapt, al României în acea perioadă, antrenând Ajaxul, cea mai bună echipă din lume de club. A venit la și ne-a așteptat la un om foarte, foarte modest, dar și un profesionist adevărat, care, am spus, fiind antrenorul naționalei Franței la momentul respectiv, după aceea, el fiind clujan de origine. Așa, deci ca și personalitate sportivă, ca personalitate din lumea filmului, am întâlnit-o pe Grace Kelly, care era mare actriță americană, era soția prințului Renier de Monaco, cu care noi am fost invitați la un dineu în cinste echipelor participante și atunci chiar am făcut cunoștință cu prințul Renier de Monaco, cu Grace Kelly și cu cei trei copii, prințesa Caroline, prințesa Stefanie de Monaco și prințul Albert, care conduce actualmente Principatul de Monaco. Din cărți culegi multă înțelepciune, ați dovedit mereu o cultură vastă. Care este cartea dumneavoastră favorită? Cartea mea favorită pe, să zic, pe plan sportiv, citesc foarte multe din lumea sportului, este cartea celui mai mare fotbalist, dedicată celui mai mare fotbalist, de către Mario Ioan Chirilă, care nu mai este printre noi de mult, Prințul din Trivale, am menționat mai înainte, Prințul din Trivale, referindu-se la Nicolae Dobrin, care era un artist, un magician, un fantezist, un îmblânzitor al mingii. Cam astea au fost întrebările. Vă mulțumesc frumos pentru timpul acordat. Și eu cu cea mai mare plăcere v-am răspuns la aceste întrebări și vă mulțumesc.